Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Bulgariat.ro și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea tabletei Orvio X4 Nano, un gadget deosebit de interesant, atât datorită specificațiilor tehnice avansate, cât și unui preț mai mult decât accesibil. Tableta costă numai 409 lei și are un display de 7 inch, conectivitate 3G, dar și funcție de apelare prin 3G, poate fi folosită așadar ca și un telefon mobil obișnuit, și procesor dual-core. Sistemul de operare folosit este Android Jelly Bean. Iar în cutie mai găsim, pe lângă tabletă, pe care o puteți vedea chiar lângă cutie, avem o licență de antivirus Bitdefender Mobile Security pentru Android, foarte util atunci când vine vorba despre descărcare de fișiere sau navigare pe diverse site-uri. Vreți cu siguranță cu toții să vă feriți de virus. Certificatul de garanție de la Orvio. Manualul cu instrucțiuni, încărcătorul, cablul mini USB pentru conectarea tabletei la încărcător sau la calculator și un set de căști de culoare albă. Acum să ne concentrăm mai mult pe tabletă și să vă arăt cam cum se mișcă acest gadget, de fapt să vă arăt cum se mișcă acest gadget pe internet. L-am conectat la internet înainte de a începe această scurtă prezentare și am fost uimit de rapiditatea cu care se mișcă tableta. Este un device foarte, foarte accesibil și foarte, foarte rapid. În ceea ce privește deschiderea paginilor, aceasta se realizează instantaneu sau aproape instantaneu. Tableta este foarte ușor de ținut chiar într-o singură mână atunci când vine vorba despre apeluri telefonice. Dimensiunile sunt 190,9 mm cu 107,8 mm, iar grosimea este de 9,25 mm. Este vorba, dacă putem spune într-un anumit mod, că tableta este chiar un telefon de dimensiuni ceva mai mari. Greutatea este de numai 256,2 grame. Display-ul capacitiv multitouch are rezoluția de 800x480 pixeli. Formatul este, după cum bine puteți vedea, 16:9. Procesorul este Cortex A7 de 1,3 GHz dual core, iar placa grafică este Mali 400MP. Memoria internă este de 4 GB, memoria RAM este de 512 MB, iar memoria internă de 4 GB poate fi extinsă cu încă 32 GB prin intermediul unui card microSD. Pe partea din față găsim ecranul despre care v-am spus mai înainte, difuzorul, o cameră pentru videoapeluri sau pentru conferințe prin Skype, dar și pentru autoportrete cu rezoluția foto de 1 megapixel. Pe partea din spate găsim camera principală de 3 megapixeli, însoțită de un briț, sigla Orvio, numere tabletei, un difuzor care, deși are dimensiuni destul de mici, este deosebit de puternic. Și mai găsim și sloturile pentru cartera SIM și pentru carduri microSD, ascunse într-un mod foarte ingenios. Pe partea dreaptă a tabletei găsim butonul de pornire, stingere, aparat și butoanele pentru volum. Pe partea stângă nu găsim niciun element care să ne atragă atenția, iar pe partea de sus avem de-a face cu mufa mini USB și mufa jack de 3,5 mm pentru conectarea setului de căști. În ceea ce privește navigarea pe internet, tableta v-am arătat că se mișcă extrem de bine. Voi realiza în curând un review amănunțit al tabletei și vă voi prezenta și cum se mișcă în jocuri, dar și câteva scoruri în benchmark-uri. Voi trage câteva concluzii. Pentru început pot să vă spun că la prețuri de 409 lei tableta este excelentă și din punctul meu de vedere are cel mai bun raport calitate-preț de pe piață. Aștept părerile voastre despre acest review, nu înainte de a vă mai spune și că bateria are o capacitate de 2500 mAh și poate rezista atunci când este utilizată intens 4 ore, iar în stand-by poate rezista 250 de ore. Aștept părerile voastre, tot vorbeam despre baterie. Bateria este foarte încăpătoare. Aștept părerile voastre despre această tabletă. Și vă invit să îmi recomandați alte gadget-uri Orvio pe care să le analizez și pe care să vi le prezint în review-urile Bulgariat.ro și Testaria.